Dacă urmăriți acest canal de YouTube, știți că mă întrebam dacă laptopurile cu două ecrane sunt cele ale viitorului. După ce am testat Asus Zenbook Duo, sunt convins că așa va fi și cred că odată ce vei folosi un asemenea produs, nu vei vrea să te mai întorci la unul obișnuit. La finalul anului trecut am testat Lenovo Yoga Book 9i, un laptop tabletă hibrid cu două ecrane care venea cu o tastatură externă și cu un stylus. Mi-a plăcut laptopul și acolo am văzut primele scântei pentru un asemenea produs, însă avea și anumite neajunsuri. Conectivitate limitată, doar două porturi USB-C Thunderbolt, tastatura și standul trebuiau cărate separat. Asus a rezolvat ambele probleme. Înainte să intrăm în detalii, hai să răspund la întrebarea care știu că-ți stă pe limbă de ce vreau să folosesc un laptop cu două ecrane? La ce mă ajută? După experiența mea cu ambele produse de la Lenovo și Asus, cred că am răspunsul. Mai multe ecrane înseamnă eficiență mai ridicată într-un format portabil. Laptopul are o grosime de doar 2 cm cu tastatura atașată și o greutate de 1,65 de kg. Am folosit Asus ZenBook Duo acasă, la birou, în aeroport, la hotel și la Mobile World Congress editând clipuri pentru voi. L-am folosit în modul clasic, dar și extins cu tastatura pe birou și cu un mouse extern. Când am editat clipuri video, m-a ajutat pentru că pe un ecran aveam ferestrele principale, iar în partea de jos aveam foldere, filmări și un notepad deschis pe care luam notițe. Acasă am folosit laptopul conectat la un monitor extern și practic aveam 3 ecrane. În cazul acesta, ecranul de jos al laptopului l-am folosit drept control panel pentru premier, cu butoane pentru zoom pe timeline, scrubbing prin imagine și așa mai departe. Dacă pui laptopul pe verticală, atunci poți să ai mai mult spațiu pentru scris, pentru scriere de cod și așa mai departe. Ai mai mult spațiu pentru research, nu te mai chinui cu ferestre mici și alt tab continuu. De multe ori scriu ceva într-un document și si am alte pagini web deschise. Cu un laptop normal, alt tab, citesc alt tab, revin alt document. Aici doar arunc o privire pe ce am nevoie și si pot să continui să scriu. Un alt motiv pentru care ai vrea să folosești un asemenea laptop este că atunci când folosești standul inclus, ecranul este puțin mai sus, la nivelul ochilor și nu mai stai aplicat și cocoșat asupra pc -ului. Ideea este că tot timpul ne-am dorit mai mult ecran atunci când foloseam laptopurile, iar cu genul acesta de dispozitiv îl ai oricând dorești. Dar nu mai bine îmi cumpăr un monitor extern, portabil, poate te întrebi. Da, ar putea fi o soluție, însă nu ți-ai dori să mai cari altceva după tine, să ai cabluri pe masă și așa mai departe. Păi și nu am compromisul cu ZenBook Duo. Singurul la care mă gândesc este autonomia care poate scădea atunci când folosești ambele ecrane și la luminozitate maximă. Cu toate acestea, laptopul de față nu are o autonomie proastă și poți să-ți faci treaba cu el. Da, nu bate recordul de autonomie, însă eu l-am folosit cam 4-5 ore, fără probleme, în modul performance. Iar dacă vrei să-l duci în 8 ore, poți cu anumite setări și cu o utilizare minimală. Însă, măcar încărcătorul oferit e unul foarte mic, zici că este unul de telefon, însă este rapid la 65W, iar capătul se poate schimba foarte ușor atunci când călătorește în țări străine. Bun, ziceam că Asus a rezolvat problemele de utilizare ale modelului Lenovo și a făcut asta prin includerea standului pe laptop. La Yoga Book 9i folosei husa tastaturii drept stand, aici l-ai tot timpul cu tine și ușor de accesat și când nu ai nevoie de el, nu deranjează. Al doilea lucru mișto aici este că tastatura are și un trackpad și nu ești obligat să folosești un mouse extern, dacă nu vrei. De asemenea, tasatura poate fi lăsată pe al doilea ecran și se poate închide ca un laptop normal. Lenovo Book 9i nu permite asta. Și al treilea lucru este că avem mai multe porturi. Două porturi USB-C Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, mufă de căști și un USB 3.2. Deci ai putea să folosești cam tot ce vrei fără să apelezi la un adaptor. Tasatura se atașează deasupra celui de al doilea ecran cu o serie de magneți foarte puternici și nu o să se miște deloc atunci când o folosești însă nici nu trebuie să-ți faci griji că o să zgâri ecranul deoarece are cauciuc pe spate. Poți să nu folosești tastatura detașabilă, ci pe cea virtuală, deși nu îți recomand. Experiența de utilizare cu tastatura virtuală nu e oribilă, dar nici extraordinară. Eu aș folosi-o doar dacă nu aș avea încotro. Mai ales că tastatura fizică existentă este foarte bună, se scrie excelent pe ea și se atașează și se detașează ușor. Ah, și să nu uit, tastatura este și iluminată și are și portul SBC pentru încărcare separat. Ecranurile sunt excelente. Sunt de fapt același ecrane de pe Zenbook OLED 14 la care aveți review pe site și pe YouTube. Sunt display-uri de 14 inch cu rezoluție 3K cu rată de refresh de 60 sau 120 de Hz. Sunt validate pantone, sunt bune pentru editare foto și video, au un contrast excelent, sunt bune și pentru consum media. De asemenea, sunt destul de luminoase la un maximum de 550 de niți. Singura problemă cu ecranul este că sunt lucioase și o să ai parte de destul de multe reflexii în funcție de mediul în care vei folosi laptopul. Software-ul trebuie să fie bun ca experiența de utilizare a două ecrane să fie și ea una bună. Asus face o treabă destul de ok cu Screen Expert. De aici ai acces la mai multe scurtături și poți accesa diferite programele numite Quick Key, o serie de shortcut pe care să le ai tot timpul la îndemână pe ecran, Number Key pentru Excel sau pentru calculator și Control Panel ce poate fi folosit în diferite programe precum Chrome, Adobe Photoshop, Premiere, dar și în Explorer pentru a controla luminozitatea, volumul și așa mai departe tot aici găsești Task Group, un mod de a grupa diferite programe și de a le deschide pe toate odată atunci când ai nevoie. Mi se pare foarte cool, mai ales atunci când știi că lucrezi cu aceleași 3-4 programe, de exemplu, în fiecare zi. De asemenea, e foarte ușor să așezi ferestrele unde vrei și să le grupezi. Mi-a plăcut și faptul că poți trece ușor o fereastră de pe un ecran pe altul, doar apeși pe tab și tragi rapid în jos sau în sus. Și aceasta sare imediat pe un ecran. Toate aceste lucruri merg destul de smooth. Mai sunt mici gliciuri, momente când o fereastră se blochează sau când ecranul nu se rotește sau se rotește mai greu, dar în general ZenBook Duo oferă o experiență plăcută de utilizare fără neplăceri. Pentru a susține această performanță, Asus ZenBook 2 este echipat cu un procesor Intel Core Ultra 9 185H. Are 32 GB memorie RAM și un SSD de 2 TB însă nu există o versiune și cu placă video dedicată. Apropo de SSD, acesta este unul decent cu viteză de scriere de 2400 de pe secundă și viteză de scriere de cam 3900. Procesorul este suficient de performant cât să susțină munca de birou clasică cu editare de texte, Excel-uri, browsing, mail-uri și chiar te duce și în zona de editare video și foto cu anumite limitări, bineînțeles. De exemplu, eu am exportat un clip de aproape 8 minute la rezoluție 4K în 4 minute și jumătate. Da, nu am folosit foarte multe elemente grafice, însă a mers destul de bine. Atunci când nu eram conectat la priză, am simțit anumite sughițuri când editam, însă nimic major sau ceva care să mă enerveze. Pe fir este ceva mai bine, pentru că, da, spre deosebire de MacBook, laptopurile pe Windows încă au un plus de performanță atunci când sunt conectate la priză. De exemplu, pe baterie am avut un scor de cam 3600 de puncte în testul PC Mark, iar aproape dublu la 6200 de puncte pe fir. Deci bun pentru Office, însă pentru ceea ce fac eu mi-aș fi dorit o placă video dedicată pentru mai multă putere atunci când e nevoie. Altfel m-am și jucat puțin Last Epoch și rulează decent la 30-40 de FPS pe setări grafice high, la rezoluție nativă și conectat la priză. Ce am uitat să menționez este că în cutie este inclus și un stylus pe care îl poți folosi pentru a scrie, pentru a desena. Recunosc că nu prea l-am folosit, însă mi-a plăcut faptul că are trei capete pe care le poți schimba pentru a se potrivi diferitelor sarcii. În concluzie, în afară de treaba asta cu performanța, eu nu văd puncte slabe pentru acest laptop. Ecranele sunt foarte bune, este excelent pentru productivitate, tastatura este bună și se atașează magnetic. Ai stand inclus, autonomia este decentă, ai majoritatea porturilor de care ai nevoie. Este portabil, se aude tare și nu prea se încinge. Ai cameră web Full HD. Despre ea am uitat să vorbesc, însă găsiți mai multe informații în review-ul lui Zenbook OLED 14. Dacă ar face o versiune și cu placă video dedicată, eu aș fi tentat să renunț la MacBook pentru un asemenea produs, pentru treaba mea de zi cu zi, care include și sarcini mai ușoare precum editare de texte, dar și unele mai grele precum editare video sau gaming. Modelul testat de mine are un preț de 12.500 de lei. Eu sunt Florin Castă și dacă aveți întrebări, le aștept în comentarii pe data viitoare.